Vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. De această dată vreau să vă prezint un alt accesoriu care, la rândul lui, este, după părerea mea, foarte util în trusa de pescuit. Și anume, cutia pentru greutățile pe care le folosim pentru a lansa montura în apă. Eu am achiziționat o cutie de plastic pe care am să vă prezint și vouă. Este o cutie de plastic prinsă în trei clipsuri în care eu am pus diferite greutăți, cam ce mi-ar trebui mie la pescuit. Are 4 locuri de a depozita lumii. Bineînțeles că pe piață sunt diferite forme, diferite mărimi. Pe mine m-a interesat mai mult mărimea cutiei. Și de ce m-a interesat mărimea cutiei? Pentru că geanta de pescuit am puțin spațiu, fiind un pescar de apă curgătoare, pentru a ajunge pe locul de pescuit am de mers foarte mult pe jos. Așa că nu vreau să car prea mult bagaj după mine. După cum vedeți, am coșuleți de plastic, coșuleți de metal, pătrat. Da. Pe acestea de plastic mai mult le folosesc la nădire, pentru că sunt ușoare și încape foarte mult nadă. În afară de acest lucru, descarcă foarte bine acesta de plastic. Coșulețele îmi place să le folosesc pe acestea pătrate, pentru că am observat că stau mult mai bine pe fundul apei. Folosesc plumbi de diferite mărimi, depinde de cursul apei. Vreau să vă spun că pescuiesc la coșulețe strict primăvara de vreme și toamna târziu. În rest, folosesc monturi simple, fără nadă, fără nimic. Doar plumb. Mai am un metod feeder aici. Am avut un set de 4 de diferite mărimi. Nu am prins niciodată nimic pe apă curgătoare cu așa ceva. Nu spun că nu sunt bune, doar că la mine nu a funcționat pe locurile pe care pescuiesc eu. E posibil ca în unele locuri să funcționeze fantastic acest obiect, dar unde pescuiesc eu nu funcționează. Probabil că curentul apei spală foarte repede acest momitor și peștele nu are ce să se găsească. Așa că la mine nu a funcționat. Eu l-am întrusă, îl folosesc, îl probez de fiecare dată când am ocazia, dar până acum n-am avut succes. Asta este. Important este că am descoperit cu ce pot prinde pește. Așa că
După cum v-am spus, am plumbie de 50 de grame, de 100 de grame, diferite forme. Cam acesta este cutiuța mea de plumb. După cum v-am spus, eu l-am achiziționat special pentru spațiu din geantă. Voi puteți să îl achiziționați sau puteți să nu l achiziționați. Poate că aveți la geantă buzunare, îl țineți în buzunare, în cutii, nu știu. Dar pentru mine, mie îmi place această cutiuță, pentru că încap foarte multe greutăți în el. Nu sparge geanta, nu plumbi greutățile acestea, nu trebuie să le caut în toată geanta sau prin buzunare. Voi dacă vreți îl achiziționați, dacă nu este nicio problemă. Eu vă arăt doar accesoriile pe care le folosesc eu și de care sunt foarte mulțumit. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne revedem în curând la următorul videoclip. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal pentru a nu rata următoarele videoclipuri. Vă mulțumesc, pe curând!